Salutare toată lumea, eu sunt Călușal Cărbune și astăzi o să facem o filmare cum vopsim ouăle simplu și rapid. Să-i dăm drumul. Prima oară aveți nevoie de un bol cu niște câteva ouă. Așa. Un bol cu oțet și hârtie creponată. Hârtie creponată de culori și niște mănuși. Avem nevoie de mănuși de unică folosință ca să ne punem pe treabă și să-i dăm drumul. Start! Prima oară avem nevoie de o foaie de maro. Așa. 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 O să iau ouă de culoare închisă. Așa. Îl vopsim în hârtie creponată. Să folosiți mănușile de unică folosință pentru că, atenție, o să vă colorați mâinile. Și așa, o să le punem mănuși. Așa, să-i dăm drumul. Băgăm oul învelit în bolul cu oțet. Așa. Și aveți nevoie de unul ca ăsta. Cred că s-a luat culoarea pe oțet. Așa. Așa rostogoliți-l bine. O să vă iasă culoarea. Și super. Așa. Și o să avem nevoie de hârtie colorată galbenă. O să avem nevoie de ea. Și aveți nevoie și de hârtie creponată. Ce tare miroase oțetul ăsta. Dar totuși e bine să ne punem pe treabă. Totuși, cel puțin s-a luat culoare. Așa. Două ouă vopsite și a mai rămas încă patru. Avem nevoie de hârtia creponată roz. Și așa. Și un ou roz.
Bun, că s-a luat cel puțin culoare. Și acum o să folosim hârtia creponată măv, adică violet cu albastru. E bine, depinde ce culoare este. Hai să o testăm. Așa. Și o să facem cu hârtie mov. Și așa. Le vom înmuia în oțet. E fain acest ou mov. Așa, au mai rămas încă două ouă. Și așa, o să folosim ăsta acum. Tot pe roz o să-l încercăm. Și așa o să ne trebuiască cu vopseaua. Numai că aveți nevoie de hârtie creponată de asta. Așa. Totuși avem nevoie de ea pentru că e necesar. Și aveți mare grijă să nu vă colorați mâinile. Puteți încerca asta acasă dacă puteți ruga un adult să facă sau... Ei bine, puteți face așa ceva cu oțet. Cam tare miroase oțetul, dar nu-i nicio problemă. Așa, a mai rămas doar unul singur. Așa, o să avem nevoie de hârtie creponată mov de data asta. Și așa, avem nevoie de hârtie creponată. Și o să facem așa. Și totuși îl băgăm în oțet și se va face. Totuși pe mănuși cel puțin s-a luat culoare. Așa. Și acum așteptați câteva minute să se usuce ouăle. Cred că au trecut 2 sau 3 sau 4 minute, nu știu câte au trecut. Și hai să verificăm ouăle. Și aici un coș pentru ouă. Și așa. Bă, chiar s-a transmis culoarea, mă! Wow, e incredibil! S-a transmis culoarea! Hai că-l băgăm în coșul de Paști. Ia să vedem cine mai urmează. Uite ea. Ăsta e cel mai frumos ou. Acum hai să vedem pe ăsta. O ieși bine, da, normal. Așa. Ăsta a ieșit roz deschis, dar oricum și ăsta îmi place. Și hai să vedem culoarea mea preferată. Ia hai să vedem culoarea. Ăsta e cel mai fain, mă. Cu decorul. Wow, ce frumos a ieșit. Mie ouăle astea de Paști, mie chiar mie îmi plac. Ia să vedem și următorul. Să-l vedem pe următorul. Wow, deci ăsta e preferatul meu, galben.
Ia să vedem ultima, dar nu și cea din urmă, maroul. Ia să desfacem hârtia creponată și să vedem ce a ieșit. Wow! Culoarea mea preferată! Cea mai bună culoare! Din coajă închis am adăugat maro și s-a făcut portocaliu, dar totuși e foarte bine. Uitați aceste ouă minunate de Paști! Wow, ce frumos a ieșit! Dacă v-a plăcut videoclipul foarte tare, nu uitați să dați niște like-uri și niște comentarii. No, vă doresc urare, sărbători fericite și un Paște fericit!